salut? Salut! Și asta e o formă de salut, de fapt. Aha, nu? Okay. Salut, Aurel Ioniță, bine ai venit la prima ediție de podcast La un ceai cu rom. Vă salut, domnul Valentin Rupiță, întâiul. Da. Vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare și o plăcere să fiu aici, alături de dumneavoastră. Dar, de fapt, hai să terminăm cu protocolul ăsta, că e prea mult. Să te rog, că e un podcast, adică aici trebuie să fim cum suntem noi doi când mai ne întâlnim așa, ceva mai rar. Păi da, vă de început cu Fiorelize și pe mine de 6-8, e treabă bună. Când suntem noi doi la grătar, știi? Aurel Ioniță, Clejani. Eu așa vreau să te prezint, pentru că parafrazându-l pe Adrian Păunescu, care a scris de la Bârca la Viena, aș vrea să spun așa, Aurel Ioniță de la Clejani în Tokyo. Pentru că mie mi-a rămas în cap faptul când mi-ai povestit de turneul tău din Tokyo, că acolo ai fi vrut să rămâi ceva mai mult. De rămas aș fi putut rămâne și în Brazilia, la São Paulo. Aveam servicii asigurat, casă, masă, adică să încheiem familia. Puteam să rămân și la Bruxelles. Stai un pic. Deci facem așa. Japonia. Așa. Brazilia. Mai departe. Îți mai trebuie să catalogi. Nu, zi mai departe. Zi mai departe. Australia. Australia. La canguri. Noua Zeelandă. Noua Zeelandă. Da. Și Europa. Clejani aici mai aproape de noi, măi. Europa și Clejani. Europa și Clejani. Ok. Când spui Europa, spui Clejani. Când spui Clejani, spui Europa. am înțeles. Bun, deci m-ai luat tare de-n prima, așa, cu... Adică ai văzut aproape jumătate de glob, da? Maroc, ai uitat Maroc. Da, acolo îți place ție în Maroc, în Algeria, da, în Tunisia. Maroc, Tunisia, te vezi? Trage ața, Valentine. Ce să fac? Casablanca, alea. M-ai luat tare, da? Te iau și eu tare, da? Apropo, mai ții cu echipa aia care e pe primul loc acum? Dacă întoarcem în clasamentul? E pe locul 3 chiar. Dacă vrei să fiu sincer cu tine. Da, dragii mei, Aurel Ioniță este dinamovist. Juc el. De ce și de când? De când mă știu. Pentru că nu începe și tu, că unul dintre artiștii noștri care l-au întrebat cineva de ce are bentița pe cap și el a zis că din naștere. Am crescut cu Dudu Georgescu. Așa. Copiii oricum nu știu cine e Dudu Georgescu. Mircea Lucescu. Sătmăreanu 2. Cavai. Vezi că știu. Moraru și toți ceilalți. Da. Și portarul Ștefan. Deci, în perioada aia când mă uitam și eu pe la TV, da? Da. Și citeam în ziarul Sportul, la care taică mi-a drăguț să rădească, că era abonat, da? Doar Dinamo era. Era doar Dinamo? Doar Dinamo. Aha, doar Dinamo București, de-aia rămas. Dinamo București, de-aia rămas chestia asta. Da, interesant. Ce zici, mă, Bagiac? Iar te bătut pe mine? Foarte interesant. Tu, da. Nu, știi de ce nu-l trebuie? Pentru că Bagiac oricum, n-are habar de fotbal. La mine discuțiile despre fotbal sunt fix cum erau în copilărie când jucam fotbal. Stau în poartă atât. Nu fac așa. Poarta cui? Da. Nu ești de acolo, stau cu minte, ascult. Deci și tu ai o istorie a echipei cu care ții, cum o am și eu. Faptul că... Nu am o istorie, am crescut cu acest club, da? Te-am spus, chiar la Dulam pe Dudu Georgescu, da? Îmi făceam tricouri și decupam acolo niște înscrisuri, făceam cremă de pantofi, dădeam pe tricou, numărul 8, cine era? Cu 8 și ca Dudu, da? 8. Da, știi că Dudu de fapt a venit la Dinamo de la Progresul. El a jucat la Progresul. Prima oară a fost la Urziceni. La Urziceni, după aceea la Progresul, da, era Ferom Urziceni. Aoleu, hai să nu mai vorbim, că zice lumea că suntem foarte bătrâni de fotbal. Deci, doar zice, da. Deci mai convins cu chestia asta. Bun, eu ți-aș propune altceva. Zi-mi despre ce vrea să discutăm. Uite, hai să facem altceva. Tu îmi spui despre ce discutăm și mergem mai departe. Pentru că eu am foarte multe întrebări, dar ca să nu devin incomod, aș zice așa, ori începem să cântăm, ori începem să mai vorbim despre acest, hai să zic, periplu al tău mondial. Hai să începem, apropo, care a fost prima ta horă? Pe care ai cântat-o, stai ca să înțeleagă lumea. Păi, prima ta horă pe care ai cântat-o și la ce vârstă? Cred că pe la 6-7 ani.
Da. Aveam tentative să văd și eu să cânt la vioară, pentru că, nu știu, să fiu așa mai explicit, un viorist, să nu spun violonist, are nevoie de cel puțin 2-3 ani să poată să-și țină parcușul pe coardă, știi? Să nu-i scape. Pe la 6-7 ani am început să scârți la vioară. Na? Cine te-a pus? Băi, familia. Nu, n-ai înțeles. Cine ți-a pus? Cine m-a pus, așa este. Dumnezeu așa a vrut. Lăutăria la noi, la romi, este... Ca basketul american. Ca basketul american. Exact. Bravo. O moștenire de familie, dar o meserie care se perpetuează în timp de la cei mai în vârstă la cei mai mici. Bun. S-a făcut un consiliu de familie, eram, m-am născut la 7 luni prematur, eram slăbănog, schilod, vai de capul meu, și aveam tentative să iau și acordeon, era greu, frate, ce era, acordeon de 80 de bași Wagner, nu putea să-l țin în... Ce culoare era? Roșu. A, era vișiniul ăla. Vișiniul la putre. Da. Spuneau ăștia, în vergele sau... Dacă erai mai solid când ai la acordeon acum? Probabil că da. Probabil că da, pentru că taică miu cânta la acordeon. Tu să rodnească. Deci, hai să luăm așa. Deci, ia să vedem neamul tău de unde până unde. Deci, bunicu? Băi, fii atent. Hai să vedem. Fiecare cu cine bizar. Cu ce ca cântă. Eu mă trag într-o familie mixtă. Da. Și o să spun de ce. Din partea bunică mii, iar răspund eu să odinească, da, așa da, vorbim da, despre da. Morzu mai de mine, ei se trăgea din nou de fierari. Mm. Din neamul lui Balamiță. Da. Erau cunoscuți acolo în sat, Potcovari, făceau toate cele. Chiar am văzut la nepotul ei, era o fierărie de asta făcută cu foale din alea, știi? Da. Eram mic, aveam vreo 4-5 ani și mă uitam la ei, potcoveau căi, cum făceau tot. Din partea lui bunică meu, toți erau lăutari. Instrumentiști. Da. Era o combinație așa între greci, turci și evrei. Și eu sunt rom. Dai noștri. Dai noștri. Am înțeles. Revin la familie. Deci bunicul cânta la vioară. Da. Taică-miu la acordeon, toți ceilalți unchi, unul la baterie, toboșar, mi-a plăcut. Da. Noi avem o glumă, cine n-am cântat cu acordeonul, cu vioara și cu țambalul, erau prieteni cu lăutarii. Am înțeles. Și toți vorbea, băi, bunică-miu fi mai în vârstă, era clar, dată se va termina cu asta. Cine preia mai departe instrumentul? Adică am crescut cu vioara pusă în cui. Mm-hmm. Și spun și o poveste cu chestia asta, știi? Te rog. Era un rom, un țigan mai amărât, știi? Și nu avea toc la vioară. Da. Da? Și a găsat vioara în cui, în perete. Da. În perete deasupra. Vioara era la nivel de icoană în casă. Ai priceput ce spuneți? Deasupra patului, de unde dormeau, aveai vioara... Cuiu și vioara. Și țiganul respectiv știa care acolo cuiu, da? Între timp nevasta a zugrăvit și a tădea cu vară în casă acolo și a ascuns cuiu, știi? Avea culoarea aia, știi tu, albastru siniliu, spuneau... Da. Scrobeală, maică, dădea cu... Da. Trebuia în paia bătrână, ce faci? La casa cu chirpici. La casa cu chirpici, da. Așa. Și după ce a zugrăvit nevastă sa în casă, de aceea m-a scos cuiul de acolo. Și țiganul, știind care e acolo cuiul, între timp s-a așezat acolo o muscă. Aha. Și le-a zis că e cui. Și a pus vioara și a căsă vioara. A pus vioara în muscă. Tu ai cui sau ai muscă acasă? Am și. Am nu. Înțeles. Cristi, ia dă-mă la minor, la major, la minor. Cumprumut sau până definitiv? Până 31. Până 31. E bun? Da. S-am dat la majorul. Mulțumesc. Și spune pe cine avem aici. L-avem pe Ianis, băiatul meu cel mai mare la acordeon. Așa. Andy. Băiatul mai mic. Cu cahonul. Da. El era cu cahonul când era mic. Dacă știi, da? Vezi. Așa. Și prietenul nostru comun, deși a crescut cu ei, a fost cu ei la școală,
Georgică. Georgică. De la gare. De la... George de la gare. Așa. De fapt, la noi, acolo, regiunea asta, ți-am spus eu, primele cântece pe care le învățam erau jocuri de nuntă. Și la prima nuntă? La ce, la ce? Bun, la prima nuntă a fost... Ia zi, zi așa, nu, zi așa, la prima nuntă. La prima nuntă? Câți ani aveai? Cred că vreo... 40. 14 ani. Ah, nu, cam așa, cam așa. Măi, măi. Credeam că ai, ai zis cu... Dai seama, puteam să mă duc cu gândul oriunde. Era pe bază de buletin deja. Da. A, deci aveai și buletin, mamă. Era pe bază de buletin. Da, eu eram, da, eu eram la care făceam cam tot ce nu puteau să... sau nu vreau să facă adulții. Păi hai să vedem. Hai să spun despre ce e vorba. Deci, stăteam la primire, te deam... Marșul. Marșul, dacă vrei să zici. Corect. Mai rar. Mergeam la laudat, mergeam la biserică. Stai un pic ca să povestim. Deci laudat înseamnă când scoți apa din fântână. Cu mireasa, da? Cu mireasa. Da. Așa, vezi că eu mai știu niște tradiții. Deși sunt născut în București, am fost nevoit să învăț, da? Mergești cu bradul? Nu, cu bradul, cu bradul mergeai. Era aia cu scosei briciu să măraz, nu? Când trebuia să bărberești pe generică. Gătitul miresii și bărberitul generului. Miresul și mireasa. Miresul și mireasa, da? Așa. Deci tot ce se numea obiceiuri și de-astea drumuri, de-astea lungi, scurte, de vreo 3, 4, 5, 6 km. Ce cântai? Tot felul de nebunii. Să văd. Stai puțin. Nu stau, amorele, nu stau. Mai... Că... Uite, Andy de-abia așteaptă să cânt. Hai. Perfect. Da. Deci mergea cu horul ăsta de... Vreau să punctăm așa anumite, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu știu anumite piese muzicale datin, nu numai de ale noastre, de ale romilor, da? Date, pentru că lumea acum s-a obișnuit să pune mașină să duce direct la restaurant. Din păcate s-au pierdut foarte multe obiceiuri și tradiții. Da, da. Tocmai de-aia vreau să le punctez cu tine. Vreau să le punctez cu tine. Nu ți-ai găsit omul potrivit, ci spui și de ce. De cel puțin 20 de ani, nu mai particip la asemenea evenimente cu tradiții, pentru că... Dar e normal, nu. Eu vreau să punctez... Înainte era Cămilul Cultural și acum, cum zici tu, ai tu o vorbă, Crist? Salonul de pânză. Așa, la salonul de pânză. La salonul de pânză. Într-adevăr. Da. Înțelegi? Deci lumea a evoluat normal. Că probabil că nu ai... mai mergem cu motoreta, mergem cu mașina. Da, că tu numești asta evoluție, nu știu dacă poți să-i spune evoluție sau... Muzica aia... Muzica, da, într-adevăr, a evoluat, dar în același timp... Eu am văzut la foarte multe nuți că nu se mai dă tararara. Nu, s-a schimbat și... Vrei să asculti acum ce se cântă? Da, ia. Ia te rog frumos, da? Ia. Mă duce cu gândul undeva în Libia, Siria? Bine ați venit. Probabil Dubai. bun, asta, mersi Cristi pentru ajutor. Revin, eu prima oară când am ascultat așa ceva, zic, băi, nu se poate. Mai nimeni cât un nebun și, băi, vreau și o primire. Deși nu e cazul la Mahala Raimanda. Și când da. Asta zic, băi, frate, primele cântece pe care le învățai erau jocuri de nuntă. Hai să auzim. Bun. Prima horă. Prima horă, o să au nevoie doar de Georgica cu clapa, manual, te rog frumos, da? Cercăm, da? Da. Thank you.
Hora asta avea și vorbe. Băi, cred că da. La noi se, în regiunea asta, Vlașca, Telorman, pentru că Clejan este la o distanță de 60 de km de Giurgiu, da, și la 15 km de Videle. Deci granița aia cu... Am înțeles. La granița cu Nepalul, cum ar veni. Cum da, vrei da. Tu? Nu uita da. Că Videle a fost capitala României timp de câțiva ani. Da. Acolo m-am născut. Așa, am înțeles. Bun. Ce ai cântat tu în turneele care erai? Ai, cântat, ai cântat zona de Clejani? Măi, am încercat, fii atent, după anii 90, da, când informația a început să devine din ce în ce mai diversă, când aveam și noi niște modele pe la TV, da, da, aveam niște idoli. Că, da? Asta a fost. Asta a fost. În timpul Ceaușescu, doar cu jocuri de la țară. Da? Cu asta am crescut. Mi-am dat seama că publicul vrea și altceva. Am încercat să... De fapt, prima mea trupă a fost în 98. Nu știu, nu știu de chestia, s-a schimbat Rom Bengaile. Țigan Drăcoși. Era o fuziune așa de... Era o facere de familie. Eram numai verișori toți. Și criticii muzicale ai timpului spuneau că, băi, este o fuziune de jazz rock. Mm-hmm. Fel de fel de mai ai registrat de atunci? Băi, nu. 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 Am ceva, dar nu eu personal. Lucram cu niște băieți din Germania. Da? N-a ținut mult proiectul, deci mirajul Occidentului a fost prea puternic pentru parte din noi, da? Și nu mă feresc să spun, nu eu personal, o mare parte din trupă o luase pe căi greșite. Normal, când s-a dat drumul la vamă, da, să spun așa, atunci multă lume... Și am zis, am preferat să pun stop. Și în 2000 am început acest proiect, Mahalarai Banda, dacă ne-am cunoscut noi, știi foarte bine, făceam repetiții la un... prieten al meu, Vali Ciuroprea, salut și-l pup, da, și respect, te-a la curte pe vremurile alea. Da, la trei case de unde stătea mama. Așa. mâncam corcodușe, beam apă. Dar fii atent, nu vreau să ajung, pentru că... ești uite, nostalgic un pic aici, te simt așa un pic nostalgic. Uite-te, ceea ce văd și acum zile noastre, văd că mulți din artiștii ăștia care au apărut da, în timp, folosesc același clișeu. Când am fost mic, am fost amărât, n-am avut aia, n-am avut... Dă bine la CV. Băi, eu n-am fost amărât. Nu e vorba de amărât. Toți am fost la fel. Nu. Dar e altceva. Ce? Deci e altceva să zic, vai de mine, că am crescut într-un chirpici. Nu, frate. N-am avut părinte, am avut doar un părinte și m-am chinuit și mă duceam la școală desculț sau nu știu ce. Dă o altă imagine acum. Înainte ne era rușine când auzeam să povestim chestiile astea și fiecare om încerca să-și îmbrace viața altfel. Bă, stai un pic, că tata era șmecher, lucra, era muncitor la nu știu ce fabrică. Vai. Mint cu ceva? Nu, a prins chestia asta. Acum e invers. Vai de noi eram, vai de noi. Nu. Eu am o problemă și dacă vrei să întrebă partea asta de mă ambalez. Te ambalez, da? Da, deci nu știu de ce anumiți romi de lângă noi, da? Dar tot timpul se plâng că noi am fost romi 500 de ani. Bă, gata, am fost 500 de ani. Hai să... Nimeni nu discută despre perioada interbelică în care romii au ajutat din punct de vedere financiar, bla, 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 au avut ziare, au avut fabrici, la, la, la. Bă, nimeni nu zice de treaba aia. De ce? Că trebuie să plângem tot timpul. Exact asta spui tu. Acest clișeu care s-a format. Vai ce amărât, Cristina, pentru am dreptate? Pentru că ambalajul vinde și cu cât povestea e mai încărcată emoțional... Mai picantă, nu? Mai picantă, cumva ajută. Eu n-am fost niciodată de acord cu chestia asta. Da? Și spun o chestie, ceea ce am făcut și cu cei din Occident. Ei mi-au luat Clejan să facă poze, dar în locuri răufamate, ca să spunem, da, așa. Deci nu e bine răufamate, sărăcie. Mă, sărăcie, da? Da. Vedeam la 10 prăjini să facă poze cu trenul care trece pe acolo și să... Băi, nu e asta realitatea, fratele meu. Nu. De-aia am spus că sunt foarte mulți artiști care au apărut acum, da? Ba, când am fost mic, am fost amărât, n-am avut ce să mănânc, n-am avut ce să... Tu ce, cu ce să mă îmbrac... Da? Știm foarte bine
cunoaștem foarte bine. Da, am spus, băi, mâncam curcudușe, nu aveam timp să cumpăr ceva de mâncare. Stăteam toată ziua acolo la repetiție, da? La Valii Cioroplea. Și mâncam curcudușe și beam apă, da? Mâncam parizăr cu pâine, da. Și cu muștar cu hrean. Deci nu spun că am fost amărât, pentru că toți am fost la fel. Toți eram la mici... Da, da, hai să spunem chestia. Diferențele de rigoare. Diferențe, da. Fără, dar toți a crescut cu cheia la gât, da? Da. Toți ne jucam cu minge de 35 de lei și băteam în... Sau, nu, cu aia de 9 lei. De nu, te am prins pe aia de 9 înțeles, lei. Am înțeles. Deci nu am fost... Da, am început, revin la chestia asta, am început proiectul cu Mahala Rai Banda, în care toți mi-au spus că sunt nebun. Cum poți să asociezi tu o tubă, bas, cu o vioară? N-are nicio legătură, ca la lumea mare, mai ales că la noi aici în sud. Este tradiția asta cu... Este de suflat. Cum da? E Moldova. Cum e Moldova. Și revin la prima discuție. Ia uite, eu sunt cu așa cu... Da, nu-i nimic. Da, așa timp, sunt, nu? Unii de la o anumită vârstă. Da. Revin la anumite gânduri. Paradoxul a fost ca la... cu trupa, prima mea trupă, cu Romben Gaile, să fiu invitat la un festival, se chema Umex Festival, da? Se ținea în Berlin. Și de-aia spun că o parte din critici spuneau, băi, e o fuziune de jazz rock, nu văd o muzică țigănească, nu văd o chestie... Tradițională. Da, în toată chestia asta. E bine, e foarte bine, dar mai lucrați ceva. Era acolo. Și acolo am pătut prin expoziție pe acolo și am văzut un stand în care ce crezi tu că se vindea? Și stăteau oamenii la coadă. Uimește-mă. Te uimesc. Se vindea Nicolae Guță cu primele lui albume de firma de hârtie. Era o chestie făcută de niște francezi. Băi, succes nebun. Și am zis, opa, zic, stai așa ușor. Eu vin cu avioane, vin cu nu știu ce, ăștia caută altceva. Da, e, uite, ăștia caută altceva. Cam ajuns acum la păi ceea asta, ce vreau să spun. Dezvoltăm, da. După ce am terminat cu Romben Gaile, am făcut Mahala Rai Banda și tot așa. Spunea, băi, ești nebun, de ce cauți tu să vii cu tubă, bas, cu bariton, cu vioară? Nici o legătură cu Carolina Marin. Adică unii dintre prietenii mei îmi spuneau, cu metre... Îmi place duci... bine cum cânti. Da, îmi place bine cum cânti. Trebuie să te duci atât la Bolentin. Dar hai să-ți cânt o chestie. O chestie din... la mine, din zonă. Să vezi tu cum au decurs lucrurile. Da? Bun. Am nevoie de te clapă, rog. Da? Te rog frumos. Frumos!
Georgica. Ia uzi acolo, pierd. Mergi tot la fel. Pus mai ușor, las. Da, am recunoscut ultima parte din Mahalara e banda. Măi, nu e parte din Mahalara e banda. Dintr-o piesă. Dintr-o piesă, da. Este Hora lui Pisoi, așa se cheamă. Lumiau-miau. Era un țigan, tot așa, la Clejani, un țigan fierar, gras. Avea de lucru omul și când... Da. Cum am eu hora mea de la mi minor, da? Chema lăutari, că asta era hora lui Pisoi. Am dat un mi minor. Deci am făcut această... Mulțumesc, vezi că știe. Această paranteză. Pentru că, așa cum spuneam înainte... Da, frumos, lasă. Așa cum spuneam... Da, chiar mi-a dat o lacrimă, să știi. Hai să spun ceva. Când am început eu... Bine, tu știi că am mai făcut și eu ceva instrument și după aceea am făcut niște canto clasic, la. Pe perioada mea când se cânta cu Marcel Budală, frații Gore, Vișan, Dona Dumitru Siminică, etc., era un alt fel. Un alt fel de armonie. Cristi, altfel de sound. Dacă e mai ajut... stil. Așa. Bun. Dar ce era cel mai important? Fiecare cântec, da? Avea o poezie. Poezia aia de multe ori te făcea să bei. De multe ori te făcea să te simți bine. Da? Eu am, de exemplu, o piesă de-a lui Romica, știi? Și ai măi neică. Cum era? Stai așa. Of, of, geaba mai mă duc acasă. Șovneicuță, nu-ți văd pălăria în cui... Am luat-o prea jos. Da? Deci avea o poezie. Acum cântăm ce? Avem bani, deci asta este o problemă de ani de zile. Avem bani, avem dușmani, avem mașini, avem gagici. Șmecherie. Ok, șmecheria care ne-a dat drumul. Exact ce spuneai tu, 90, anii 90, da? Mi-a adus aminte de Guță. Deci Guță, prima dată când a venit la una din emisiunile pe care le făceam la postul acasă, se numea Cântăm Lăutare, mie mi-a cântat cu țambal și bas. Și mie Guță mi-a cântat Dar fi lumea de hârtie. Și lumea nu știa cine-i Guță. Nu știa cine-i Guță, da? Și Guță a venit atunci, domnule, eu sunt Guță, m-a trimis nu știu cine, ok. Eu cu tine mă consider unul dintre pionieri. Da? Hai să spun ceva. Primul tău CD nu l-ai scos în România, l-ai scos? Era, eu ți le spun după culori, da? Cel maro. Era în Belgia. Așa, am intrat în posesia lui, iar eu atunci aveam o emisiune la radio care se numea Taraf FM, o făceam împreună cu băiatul meu și cred că 4 luni de zile emisiunea începea cu ce? Cu Mahala Giasca. Bună seara, dragi prieteni! Deci din 97 tot lucrez cu tot felul de instrumentiști, muzicieni, lăutari, soliști vocali, la. S-au schimbat lucrurile, se cântă la viteză. Acum am intrat în partea asta de Orient. Ok, trebuie să ne adaptăm, e normal să ne adaptăm. Da? Tu ziceai, băi, vreau marșul. Păi nu mai e ăla, sau cum e? Cum e marșul ăla de plecat acasă? Cristi? De plecat acasă? Da. E una și aceeași chestie. Da, am vrut să-l încerc. Eu nu spun că... Deci nu vreau să spun că nu sunt deschis la nou. Sunt deschis la nou. Dar nu înseamnă că acum, vezi, toți trebuie să mănânce o pâine. Sunt de acord. Te reinventezi. Fiecare să mănâncă gura lor. Da, să mănâncă gura. Te reinventezi. Da. Dar să nu înseamnă că dacă noi acum avem sede de cești. Lolo. Avem și ăsta tot Lolo.
trebuie să fim neapărat lolo. Da. Nu neapărat, e cu toate ce pui în... Da, dar vezi tu că sunt primul om din televiziune care am făcut emisiune cu manele. Știu. Da? Știu. Pentru că ai avut profesori buni. Da. Ai avut cei mai buni profesori. Da, da, da. Cei mai buni vizionari. M-a chemat Adrian Sârbu și a zis, ce știi de manele? Și eu m-am uitat așa. Vizionar. Și am zis, domnule, o să fie un Cradver, We Are The Robots și o să plece și la 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 la. Uite că din 97 până acum maneaua a evoluat. Așa este. Da? Erau la început Sorinel Puștiu, Liviu Puștiu, Jean de la Craiova, Costi Ioniță, cu Adi, cu Vali Vigelie, toți au venit pe acolo. Da, se numea Chef de Chef. Ok, au evoluat lucrurile. Vali, da? Sunt de acord cu evoluția, însă... Ceea ce ai făcut tu cu Mahalara e banda, da? Multă lume te-a copiat. Foarte ok, mulți. Foarte bine. Foarte bine, ok. Dar nu vii să-mi spui mie că... Zic, aici poți să zici, fără să înjur. Da? Da. Adică eu la podcast-ul nu vreau că să ai zic. Fost în locurile pe unde am fost și eu și că nu știu ce Grand Prix ai câștigat. Nu poți să spui tu mie că tu ai inventat... Mersul pe jos ai pus... Nu, fii atent așa. Stai, fii atent. Mersul pe jos, ai pus moțul la bască și așa. Coada la prună. Da. Și nu mie. Nu trebuie să spui mie. Spui și te lauzi, prietene. Șaraiman și cu... Stai un pic. Mama mea, Floreasă, nu e neapărat muzică balcanică. Că ai spus tu că nu suntem orientați. Măi, muzica balcanică are și ea niște ingrediente acolo. Dacă nu le pui cum trebuie, nu e treabă. Aurele, hai să luăm nu așa ce înseamnă balcanică. Nu înseamnă numai Bulgaria și Serbia. Nu, Croația. Nu, înseamnă toată partea aia. Deci oamenii n-au studiat. Deci, băieții, dragii mei, da? Acum, vezi, sunt modest și spun că probabil am... Da, las lucrurile să... Zi, vrei, da? Să-i pui ceva să... Băi, vreau să rog, demonstrez, adică nu toți care vin și pe la TV și spun, domnule, cântam muzică balc, băi, frate, nu e, mă, nu e. Deci când ai început emisiunea Chef de Chef, nu? 97. Băi, ia câte ați și numai din 97, mă, băi. Dar știi, la fel ca toromatul, pui fisa, da, și ne spui, da, desetezi. Păi nu, că... Acum dacă e să cauți pe YouTube... Pe YouTube găsești manele vechi. Manele vechi. Da. Și atunci era o forță. Altă psihoză care... Da, care da. Numai puțin. Ok, hai că te-ați vezi voi acum. Ia, hai. 1, 2, 3. Da, cam așa. Deci, da, mi-aduc aminte că erau, stai așa, era o trupă, Canibalii, care cânta Da. Ia uite, fără duc cu ce meserie. Chestia asta mi-a lăsit doar. Tam, pam, pam, pa, bam. Băi, cred da, că... Da, pam. Și m-am oprit. Preluată, da? De la Gypsy King. Da, da, deci da, da. Deci la ei am auzit finalurile astea. Bun. Ăsta e bun de jingle. da, tam. Da, corect. Informația este foarte diversă. Tocmai de asta vorbeam, da? Ai acum posibilități să te inspiri, da? Și să copiezi. Că de fapt așa, asta fac toți la ora asta. De-aia spuneam despre muzica balcanică. Deci, nu înseamnă că ai o trompetă și un saxofon cât muzică balcanică. Nu înseamnă că dacă cineva scoate o piesă, da? Nu dau nume, că nu-i frumos și fac reclamă. Toată lumea trebuie să cânte aceeași chestie. Bravo lor! De ce, mă? Bă,
așa. În primul și în primul rând să spun ceva. De cursul anilor ăștia am învățat un singur lucru. Fiecare vrea ce face. Bă, Aurelie, ce mă interesează pe mine, mă? Lumea zice că sunt nebun, sunt cu tare, ți-am mai spus. Lumea, dacă încep să vorbesc despre ceea ce am realizat eu în decursul acestor ani și din punct de vedere televiziune, actorie, la la la, bla bla, pentru că m-am băgat în toate. De ce? Exact ce spuneai tu mai devreme, știi? Să nu vină cineva să zică, da, ăștia de culoare mai departe. Să am mai multe meserii. Lumea n-a înțeles chestia asta, da? Ok. Bă, da, am făcut-o și pe aia, am făcut-o și pe aia, am făcut-o și pe aia, da? Mă rog, aminte acum ce cânta Andy, mă rog, aminte de Dan Armeanca. Mamă, când eram Dan Armeanca, aduți aminte de Miss Piranda. Fabrica de muzică. Bă, la Miss Piranda erau full, fabrica de muzică, full, da? Mare respect. Dacă respect pe cineva în lumea asta, a noastră, a lăutarilor, da? Acum deci vezi? Pot să mă laud că am făcut un CD și cu Dan Armeanca. Foarte bine. Păi uite că dacă stau să mă gândesc așa în trecut. Dan Armeanca, la Dan Armeanca am auzit prima dată Sauron. Sauron, da, e. Așa este. Așa este. Da, Dan Armeanca a fost unul dintre pionierii manelelor, da? Da, dacă da. Pot să spun așa ceva. Și cum spuneam, dacă într-adevăr am un respect deosebit pentru cineva, este Dan Armeanca, care a revoluționat maneaua pentru da. Ioniță și Viorica Dragășani. Da. Cu tot respectul, cumnații mei, da? Da. Și nașii mei da. Au readus Vlașca. Hai Vlașca, să spunem așa, Vlașca înapoi. Vlașca, despre asta discutăm. Da. Și Clejeanu, de fapt. Și Clejeanu, de fapt. Că mai era și Liviu Vasilică. Telormanul. Măi, Telormanul. Discutăm despre... Sunt... De multă lume, să știi, de asta am spus, că am încercat să fac paranteză, pentru că multă lume zice, a, stai așa, că asta seamănă cu aia lui Liviu Vasilică. Păi seamănă. Da. Da, 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 da. Sunt de acord cu tine. Însă, hai să spun și adevărul adevărat. Până când Salam n-a cântat această melodie, deci n-a fost aia cu acceptată. Constantin. Da, Constantin. Da. Deci aici să fim, o cânta fără cu alta acum 40 de ani. O cânta deci, 40 nici de ani. Deci al lui Vasilică nu e la origine, da? Da, da, da. Da. Care de da, fapt la el e firai tu să fii de murg. Tu să fii de murg. Da, da. Perfect, ia uite-l pe Cristi Bajac. Cristi știe. Bajac? Am mai ascultat și eu. Poți să mă ajungi încă dacă vrei tu. Frumusețea la noi cei din Sud este că dacă te deplasezi pe distanță de cel puțin 50-100 de kilometri, vei vedea schimbări majore în, așa este, folclor suburban. Adică nu vorbesc despre... Băi, vezi tu, în România a fost așa... folclorul, mai spus, tezaurul folcloric, în da. Care apărea o doamnă la un puț cu un trandafir în mână și părea un nene cu un cal alb și frumos. Ăla-i da? Genericul. Ăla era genericul, era da. Genericul, și da. Majoritatea se făceau chestia asta. Bă, în realitatea nu e asta, fratele meu. Nu e asta. Pentru că la nu te uite să cânti. O că și pe aia așa de... Dar nu te uite să cânti. Acum s-a schimbat. Mă, dacă iar mă duci în tradiție, păi da? Era Nuneasca, care nu se mai oprea Nuneasca până nu dădeau alea toate, ce erau, ștergare. Tot. Nu. Deci sunt anumite lucruri care s-au pierdut, Aurele. Da. Da, s-au pierdut. Inclusiv ce ai mai zis tu cu vărsatul găleții de apă. Asta e. Nu. Pe mine mă interesează așa, când ai ajuns tu la Rio de Janeiro? Așa. Ce-i cânta, mă? Ce am cântat eu acolo? Sau Roma, dai! Sau Roma? De la ce tonalitate? De unde vrei tu? De la de unde vrei tu? Ai pe ăsta? Ai un... De unde vrei tu? Ai? De unde vreau eu? Da. De unde? Cât? Hai cu băieții, de la... Nu știu, de la re? De la ce? Thank you.
fără să fiu catalogat ca rasist. Deci, jur, am prieteni toate națiile pe pământul ăsta, da? Bă, Vali, mă, Vali Rupiță, dar dacă n-ai putut să-i pun vene, n-ai cum să cânti, bă, tu, sau o Roma, sau cânti gagimănești așa? Cu asta nu sunt de acord. Bă, ce cauți să cânti, mă, fratele meu? Ca și Constantine, mai devreme. Ce cauți, mă, să cânti? Ca și Constantine. Băi, dacă n-ai asta în vene, deci, da. să fii la modă, să fii în trend? Băi, Aurele, nu vreau să-i băgăm. Altfel, cum ar fi apărut Trapaneaua? Ce? Prietenul meu drag. Hey. Și să te anunț că acum 7 ani... Trapanea? Da, ce e Trapanea? Ca să zic așa, noile manele. Nou trend în manele. Și nu numai în manele. Să te anunț pe dumneata Cristi Bagiac, care ești în industria muzicală, da? Deci primii... Acum iar mă lauvesc. Primii oameni care au deschis aceste drumuri de Trapanele, a fost Mahalarai Banda. Am făcut o fuziune cu Bappy Brown, cu jamaicanul. Da. Da, ca în Mahala. Și toți înjurau, bă, nu știu ce, Ați făcut, nu știu ce. Băi, fratele meu, eu nu spun că nu ai voie să faci fomă, dar păstrează-ți pătrățica ta, nu depăși niște linii pe care nu sunt tare, măi, Vari, doar de dragul de a fi la modă. Băi, bunicul meu din partea lui mama avea niște vorbe de astea mai bătrânești, înțelegi? Și cum era, e și proverb parcă, gura lumii numai pământul astupă sau de-astea. Deci nu avem de ce, deci crede-mă, de multe ori să știi că de multe ori îmi vine să urlu, să țip, când văd anumiți oameni, băi, dacă o faci, fă-o bine. Asta spun și eu. Dacă o faci, totuși o faci. Fă-o bine. Fă-o bine, frate. Da. Interesează-te. Care sunt reperele? Care sunt... Bun, uite, evident, îți fac un exemplu acum, da? Andy, te rog frumos. Cântăm și mie o talavă, da? Nou trend muzical și se poartă la noi la lăutare acum, da? Talave, da? Dar cât o meu așa, de la mama ei, știi? Da? Te rog mult. Hai, să asculti și tu. Talavă, da? Că tot Andi, încearcă Andi la ora să cânte talavă, da? Andi Ionuță, România, București. Stai așa București, că e... Prelungirea Ghencea. Prelungirea Ghencea. Hai, Andi. Ridică-te pe scaun? Dacă e cântată cum trebuie? Da, am dansat un pic. Păi dansă, băi. Ca să nu ești din cadru. Noi suntem mai aproape de Istanbul decât de Viena. Eu totdeauna am spus chestia asta și da, n-ai cu... Dar tu ce vrei, mă, acum să cântăm vals? Mazurcă, polcă, păi ce nu, vrei să cântăm? Că toți vin și spun, manelișcă, mă, nu, să cânti manele e foarte greu. Să cânti genul ăsta muzical este foarte greu. Da, corect, așa. E foarte greu. Cu farseturile de rigoare, da, acolo, bine puse la punct, n-ai cum să... Da, dar lumea nu știe că eu de câte ori am trecut pe la tine, Andy, studiază non-stop, ca să zic așa, muzical nocturn, știi? Asta e problema, că sunt foarte mulți saxofoniști. Vrei să mă iau eu de ei? Lasă-mă. Deci copilul ăsta al tău, de când era el călare pe cajon, mi-am dat seama că o să iasă un mare saxofonist. Da? Bun așa. Așa, pentru că el are un mentor. Vezi, aici e o problemă care aș vrea să aducem. Ei, nu mai avem mentori. Să știi. Da? El e îndrăgostit, da, în ghilimele de rigoare, de Marin Cănămol. Da, da. Care suflă. Așa este. Frate care suflă. Că hai să vorbim la Utărește. Băi, da, el suflă. Un mare nu muzican. Nu doar face... Cum unii au ajuns, mă rog, vrei să... clarinetiști,
știi, da. Nu uite mâna multe, deja suntem bătrâni și spuneți și mă uit niște acte. Și că suntem, bă, cei doi din Mapes, de la balcon, de acolo, de sus, știi? Critică, bă, eu nu vreau... Și tu? Păi noi suntem la balcon, tu? Tot la balcon. Așa, bine, că suntem trei acum. Aurel, îți aduc aminte, da? Anul 2000, mă. 2000, îți dai seama ce mișto sună. A zis lumea că se schimbă secolul, nu știu ce. Deci noi ne știm din secolul trecut, bă, băiatule, băi. Între mai... noi nu mai trebuie să mai existe de-astea, da? Băi, când eu spun, da, Aurele, te rog, de ce apelez la tine, mă? Că știu că nu mă refuz și știu că vii cu niște lucruri de calitate. Da? Da sau nu, nu știu. Acum și nebunia mea ce vreau eu. Ideea este așa, lumea m-a perceput pe mine ca fiind un... un produs de muzică balcanică, da? Da. Pe bune, adică pe bune, nu că vorbesc ca Aurel, da. Da? Și să vin acum să scând cu trei persoane, e greu să spun să scând Mahalara Iban, dacă m-ai spus cântă Calare Rio de Janeiro. Nu, dacă aveam ce trebuie să cântam, așa s-a nu, nu, eu te-am chestii. Întrebat sub, okay. sub o formă de glumă, cam ce ai cântat acolo. Eu asta am vrut să spun în emisiunea ta, să punctez. Dacă tot facem ceva, hai să facem de calitate. În toate domeniile de activitate, da? Aurele, eu aș fi vrut, mi-aș fi dorit, ca să n-am niciun fel de amplificare, da? Și să cântăm la rece. Că bunicul tău nu cânta, mă, cu stați. Așa este, ai dreptate aici. Da? Ai dreptate aici. Taică tu a cântat cu, colivii, că așa, așa erau alea, de colivii, și avea reverb. Ce avea reverb? Banda de magnetofon la stația FBT. Aia, mă, Aurele, aia a fost bune. După, dar prima a fost Vermona cu, acum cu avem, reverbul Park. Am auzit una, dar am murit de râs. Negocea o nuntă. Așa. Șiful, să moară să facă. Dacă nu ți-a dus și microfon și ai să haur. Și ăla s-a uitat la el. Știu că n-a fost bună asta. N-a fost bună. Aproape. Da? Adică am evoluat, ok, am evoluat. Dar asta e principal. Rămâne acolo în sâmbure. Pentru că, uite, eu m-am bucurat când copiii ăștia, da, au cântat ce-am făcut eu în 97. Eu probabil că au luat-o de râdere, s-au luat-o, băi, uite cum cântau. Eu joacă la ora asta. Pentru eu joacă. Văd această evoluție la TikTok. E? La TikTok ăsta. Da. Ok, foarte bine. Unde, apropo, trebuie să le spunem celor care urmăresc podcastul, Instagram, TikTok, ne vedeți și acolo, da? Bagea? Că e foarte important să anunțăm toate lucrurile. Da. Astea. Deci, ai înțeles, asta e toată treaba. Asta e toată treaba. Da, ok. Bun. Băi, Andy, eu cu tine am treabă. Look at me. Ce ai cânta tu, da? Dacă... Ce-i tu acum plăcere în momentul ăsta? Dacă eu n-aș fi. Bine, dacă eu n-aș fi. Știi că nu, nu fi, trebuie, melodia. Trebuie să caut piesa aia. Te-am iubit și îmi pare rău. Te-am iubit și îmi pare rău. Tu știi că eu, fii atent, eu până n-am revăzut filmul Bariera. Așa. Eu am crezut că asta e o glumă cu tezăream printre morminte. Pe cuvântul meu. Da. Și acolo e o secvență în film în care Fărămiță la Ambru, eu cântă lui Dichiseanu. Te vedeam printre morminte cu părul despletit și nu știu ce. Eu am crezut până, deci îl văzusem filmul de mult, da? Când l-am revăzut acum Bariera și am auzit ce cântă Fărămiță, zic, frate, m-am dus cu capul. Uite că e adevărată. Da? Hai, Andy, să te auzim. Ooh.
acum mi-ar fi aș fi băut vreo 20.000 de pahare de vin. Vorbesc serios? Doar de vin. Băi, problema este alta. Atenție! Andy este absolvent de școală de muzică. Da. Da? Clarinet. Andy a făcut muzica într-un mod oficial, nu ca mine pe prispă. Dar... Deci dar... ai avut și prispă. Bă, a avut și ce prispă. Ce crezi, mă, am avut și prispă. Pe bune? Pe bune. În ce culoare? Păi era culoarea pământului, o dădea bunica. A, nu era bleu ăla. Nu, păi da, bleu era pe casă, era albastru siniliu se cheamă. Cum? Albastru siniliu. Așa, așa. Bun, deci era... Andy a făcut liceul de muzică. Ianis. Deci și el este absolvat de liceu de muzică și de conservator. Da? Ai și... făcut conservatorul? Și acum am spui, mă? Însă, hai să spun o chestie. Lupta mea cu ei, bun, lupta mea cu ei este foarte mare. Că dacă eu îi lăsesc câte, cam ce vor ei, n-ar mai fi bine. Din punctul meu de vedere. Din punct de vedere Mahalarai Banda. Din punct de vedere Mahalarai Banda. Ok. Bun. Pentru că sunt două lumi total paralele. Da? Una vând în Occident, da, alta vând în România. Corect. În care sunt obligat să cânt de toate. Și spun, da, o chestie cu care m-am lovit foarte, foarte des. Știi foarte bine că am colaborat și încă sper să mai colaborez cu prietenul nostru comun, Aurel Sandu. Da? Pentru texte. Da, cu Sorin. Deci foarte multe probleme am avut cu aici în România. Dom'le, extraordinar, muzică, orchestrație. Dar schimbați că nu e treabă bună. Zic, de ce? Aurel, hai să spun ceva, din punctul meu de vedere. Oamenii au dreptate cam 70%. Așa. Da? Și am probleme de a traduce emisiunea. Așa. Da? Okay. În limba romanii. Ok, cât să înțeleg? Pentru că noi trebuie să ne gândim în următorul punct de vedere. Da? Câți mai sunt vorbitori? Pentru că sunt foarte mulți părinți, bunici, la, care nu au vorbit de față cu copiii. N-au vorbit decât între ei. Să nu ne facă lumea țiganii, să nu ne trimită la bug, să nu ne scrie pe buletin că suntem rom și să nu ne mai angajeze. La. Eu oricum ne scrie pe buletin, prietenul meu drag. Mă, da? Vrei să zic ceva? Eu întotdeauna, tu știi că ironia mea care e, da? Nu uita că tatăl meu a fost Olafson cel Roșu. Cum poate să-mi zică mie în lumea cineva că sunt suedez, mă? Băi, eu mi-asum, da, toată chestia asta, da? Deci tu ești suedez? Nu, mi-asum că sunt rom. Da, și totdeauna m-a sumat. Da, dar gândește-te cărui, cât din oamenii care tu cânti în romanii, cât înțeleg. Că acum se folosește șucar, mișto, așa. Mai sunt cuvinte care le-au împrumutat românii în limbajul și vocabularul lor, e ok, da? Că și noi am împrumutat. Că ți-am mai spus eu când am fost la Strasburg, că unul dintre Dumnezeu se odihnească a zis, Andoromania... Bar o discriminația pentru că la noi nu ne înțelege nimeni. Și era la AO Strasburgo, știi? Eu vreau să spun aceeași chestie. Deci am făcut o piesă care se cheamă Toba și Basu. Da. Deci o știu. A prins și eu foarte știu. Bine. Și eu știu. Mulțumesc. Și Radu știu. A prins foarte mult. Deci chiar am avut cereri să vând piesa la... Toba, lasu, Toba și Basu. Dacă mă întreb pe mine... E un mesaj de 2 lei, Toba și Basul, la. Ca idee.
Bun. Întotdeauna și am încercat să ce fac... se pare ție că e nasol sau mic, prinde... Să fac poezie, să trimit un mesaj în limba romanie, să știu ce. Băi, nimic. Meca Maula. Iar piesa foarte mișto. Da? Păi, n-a avut același... Rai Baro? Rai... Nu. Nu? Nu. De ce? Că n-a înțeles lumea? Am făcut solo paratii de curând. L-ai refăcut. L-am refăcut. Da. L-am refăcut. Am văzut și varianta asta. A bubuit. Da. A bubuit. Da. De ce? Că e spaniol. Păi da. Mulțumesc cu ție. Dar ai uitat? Nu, păi nu. De ce, Vitru? Ai uitat că trei sferturi din România se uită la televizor spaniolă? Așa. Hablas español. Și se te mai... Cum era José Mitravilan ăla, care toată lumea se uita și cum o mai chemam pe aia de... În afară de Esmeralda, nu? Esmeralda. Mercedesa sau nu mai știu cum. Toată lumea se uită. Acum mai nou ne uităm la cele coreene, nord-coreene, sud-coreene și la... Și la turcești. La turcești și la indiene. Și eu te trec pe tine acum. Am cântat... Și să nu uităm că a fost un mare val de oameni care au muncit foarte mult în Spania. Și au venit. Băi, și e normal să înțeleagă spaniolă decât romanii. Sau cherezmă opral. Mișto. Și mai departe nu mă întreba că nu mai știu. Bun. Când de 20 ceva de ani în străinătate? Da. Păi, cred că interesează ce le spun eu acolo, că oricum nu înțeleg nici și nu. Păi nu înțeleg, dar suntem alte mentalități. Maurele, nu am mai vorbit treaba. Aia se interesează de orchestrație, se interesează de ritm, da? De desfășurări armonice și de... Nu puteți să plac ce spun eu și în România. Hai să nu uităm. Cam aici am avut un punct comun amândoi. Da? Eu ți-am spus că mă duc în străinătate la început, când în anii, mă rog, așa, nu are importanță, mă așezam pe o bordură și mă uitam la oameni care treceau pe lângă mine. Păi oamenii ăia zâmbeau, mă. Ce să vezi, mă? Băi, mai zâmbeau, mai să dau un cod, mai să salutau, mai știu ce. Stai, mă, la universitate, tu pe bordură, 3 zile, mă, să vezi dacă unul trece... Intrând la metro, dacă zâmbește vreun om. Zici că le plouă în gură cu pistoale. Zâmbește dacă te împiedici băi, sau văzești ceva. Zici că le plouă în gură cu pistoale. Tot timpul supărați, încruntați. Bă, și eu am momentele astea. Și eu am momentele astea care... Bă, dar chiar atât de mult ne apasă viața asta? Suntem diferiți. Ne uităm la televizor, da? Sunt evenimentele care sunt. Sunt probleme care sunt. Cu benzina, cu uleiul, aia cu uleiul, bare... Am zis că dacă e... Eu cred că suntem diferiți de restul lumii. Credem. Da, suntem diferiți. De restul lumii, da? Inclusiv de balcanici. Băi, și la bulgari când am fost, bă, culmea, au râs și aia, mă. Râdeau aia, mă. Eram pe la Varna. Sunt mai vesel decât noi. Pe cuvânt. Adică așa ceva n-am văzut. Sim. Și atunci, da, ok, cântăm. Ce cântăm? Bă, vrea omul să cânte mel, cotoberi, cu armonie de nu știu care, aia o cântăm. Noi de ce suntem făcuți, da? Lăutarul, da? Nu punem muzician, nu punem nimic, da? Bă, lăutarul când se duce la o nuntă, de ce se duce Aurele? Să cânte pentru el? Nu mă, dar... Măi, eu vreau să spun... Trebuie să cânte, să cânte ceea ce se dorește și să vrea, da? E adevărat, ești pe satul de servicii. Sunt de acord cu tine până aici. Dacă lumea cere, o mireasă cere ție să cânti toba și basul, da? Cu toate că tu l-ai în programul tău, mai cere odată, te pune pe gânduri. Normal că te pune. Bă, dar de ce i-a plăcut la asta? Am vrut să spun cu totul altceva. Eu dacă știu ce noi, vreau să spui. Dacă noi toți ne asumăm ceea ce facem, că facem lucruri bune, da? Și nu. Și trebuie să apreciem. Și nu. Gata. Și nu. Clar că da. Ei, asta am vrut să spun. Deci, în orice domeniu, dacă faci un lucru bun, de calitate, așa, bă, și ți-asumi tot ceea ce faci, bă, omule, ajungem iar în contradictoriu, da? Și hai să spun de ce. Știi când o să-ți mulțumească ție lumea? Dar nu trebuie să mulțumesc nimeni. Bă, când nu-i mai fi. Bă, săracu, mâncați-i. Bă, ce băute făceam cu el. Da. Da, mamă, ce nu știu ce. Când ești viu? Te nu mai spune. Exact. Exact. Da, exact. Hai să spun ceva, ceea ce am fost șocat și de etnia noastră, da? Bă, nu se poate. Suntem singura nație în care la im, dansăm, mâncăm semințe... Aurele, noi am făcut o treabă și lumea ne-a înjurat, mai ales pe mine. Așa. Da? Da? Bun. Imnul ăsta al romilor. Așa. Da? L-am făcut noi în varianta noastră. Așa. Da? Mahala Raivanda versus Vali Rupiță. Okay. Da? Și am dat un ritm. Așa. Bă, dar eu trebuie să-l ascult pe acest imn, care mai e și Sau Roma, da?
Că noi avem, noi suntem singuri care avem două imnuri. Nu, băi, stai un pic, lasă. Lasă, tărăma, Cosen, lasă-mă, da? Bun, trebuie să-l ascult numai la... E o melodie lentă, e o melodie care mă face să plâng, da? Înghelem, ghelem, lungolero mența. Pot să mă acompaniez. Maladile, bachtelero mența. Ai, romale. Ai, șavale. Ce are, mă? O cânte toată lumea așa? Da, eu am cântat-o eu. Hai, romale. Mulțumesc, băi, mulțumesc, da? Ce are? Pentru că lumea, exact ce spuneai tu, bă, da, lumea trebuie să se miște, da? Okay. Nu, la im nu. Știi foarte bine că am avut o discuție. Și la Sau Roma? Sau Roma e altceva, e o melodie de Sfântul Gheorghe, da, când Sfântul se taie Gheorghe, dar romii o recunosc. Romii o cresc ca fiind un fel de paște, da, sau cum vrei de tu la să zici. De la paștele cailor. Da, la paștele. Bine, că asta le-a bulgar. Așa, ok. Dar la imn, n-ai voie să miști în frontul. Niciodată. În viață. Eu la Târgu Jiu, cu la evenimente care s-au făcut, așa, da, la... I-am adunat pe toți cei care erau responsabili cu evenimentul, i-am pus în fața scenei și am cântat imnul, da, pe marș. Știu. Dăm, tăgădădăm, tăgădădăm. Datorită cui l-a făcut imnul ăla, zi sau de lumea? Datorită ție, bineînțeles. Pentru că totdeauna aveam contradicții. Da. Bun, da. Și am spus chestia asta. Cine m-a luat în seamă? Eu. Mulțumesc. Deci dacă te uiți, e pus pe YouTube. Da. Deci eu l-am ilustrat, pentru că n-am avut ce monta să-l fac. Am ilustrat cu niște date istorice despre romi. Imnul ăsta care tu l-ai făcut pe marș. Da? Lumea nu știe. Deci lumea, noi încercăm să facem ceva, da? Vrei să o dăm un puțin în mișcarea romă? Tu când ai venit în România, ai venit cu altă percepție. Bineînțeles. Da? Băteam pe la ușa unde am ajuns? Unde am ajuns? Ce am făcut? Uite ce fac ăia de afară, romii noștri de afară, da? Dacă sunt romii, da, noștri. Da? Da? Da. Și aici nu se mișcă decât o singură formațiune, pentru că restul... Păcat. Ce face, bă? Păcat, nu mare vreau să păcat. Intrăm în politică, păi, nu vreau noi doi. Nu da? Place subiectul ăsta. Mai da? Bine, decât să ne certăm, un cântec vesel, vesel să cântăm. Nu? Bajac, pam, pam, ia, cum e aia? Nu, tam, ah, tararam, pam, pam. Okay. I-am dat idei. Da, da. Hai să termină așa într-un mod frumos. Hai să terminăm într-un mod. Într-o formulă mai așa de... Da, după aia o să vorbim un pic. Nu, stai un pic. Mahalajasca vrei să cânti, da? Bun, așa. Colaborarea cu Chantal. La piesa asta. Și formă începem imediat. Măi, colaborarea cu Chantal. Chantal este prieten. Da, și nu pot să-l bârfesc. Uite că n-am ajuns să vorbim despre ăștia mari. Deci ăștia mari. Care ne bagă în seamă, știi? În 2003. Da? Da. Era un tăvăluc pentru muzica balcanică. Începuse atunci în forță, da? Și acum încep să mă ia să mă laud. Da, mă laudă. Mahalare, banda pionieră a acestui, da, gen muzical Balkan Beat. Șeful de la casa de producție respectivă, la Cramă Disc, da, nu este în România, chestia asta pot să spun, da, a venit la mine și mi-a spus, uite-te, am un prieten DJ și m-am gândit să facem o chestie cu el. Dacă nu o facem noi, o fac alții, mi-a zis. Corect. Și asta e foarte bună chestia asta, dacă nu o facem noi, o fac alții. Vezi bine, trimite-l la mine. Chantal al meu a venit cu o căciulă din aia așa, să mă scuz după mine. Da. Și cu o sticlă de whisky. Mai ieftinuț așa. Pentru gusturile noastre. După posibilități cu anafrică. Stai, cu anafrică. Sincer, la început nu l-am luat în seamă. Da. Bun, și când am văzut cam ce gândește el și ce spune, bă, zic, are repede gagiul ăsta. Și a început să-mi explice despre ce e vorba, că vrea să aducă muzica țigănească la un alt nivel. Cu
beat-uri de pop, cu beat-uri de funk, de nu știu ce, ceea ce eu făcusem, dar făcusem într-un natural, cu tobă naturală, nu făcusem cu chestii electronice, cu lupuri sau cum vrea să facă el. Rame. Cum vrei tu? Rame. Rame. Eu așa le zic, rame. Așa. Am stat vreo 2 săptămâni la Frankfurt, cu toboșarul lui, atenție, la Francofurto? La Francofurto. Cu toboșarul lui, cu Marcus. Eu tot vedeam că decupează, că face, că zic, băi, ce face ăsta, bă, taie? O zi, două, l-am lăsat, băi, ești nebun la cap, ce faci, bă, strici toată, la urmă puțin mea. Așa, dar, hei, Aurel, stai așa, că nu va fi așa. Și am auzit pe lembele 8 măsuri. Și când am văzut ce dinamică și ce zic, opa, treabă bună, treabă bună. După care am făcut cu el un turneu, băi, am ajuns până la insulele Mauritius, credem. Erau oameni care spuneau la vremea aia, da, spun de 2003-2004, bunicul tău o să se întoarcă în mormânt că ai stricat toată muzica. Pentru că eu ce s-am cântat ție, da? Făcuse pe beat-uri moderne cu fel de fel de efecte, cu fel de fel de nenorocii. Oamenii erau pregătiți pentru chestia asta. Atunci. Da? Și după o perioadă a început să ia amploare. Și antelul meu s-a dus la toți care cântau, că ce puse să cânte genul muzica și a făcut toți. Aceeași chestie. Aceeași bine, mărie. Tu ai cântat și cu Cezara? Și stai cu... un pic că mai m-am amintit, tu ai cântat cu Cezara. Cu cine mai ai cântat? Cu Ismare Zipova. Am cântat așa? Cu Șaban Bairamovici. Cu Șaban, da. Am cântat cu cele mai mari nume, inclusiv cu Peter nostru comun, Goran Bregovici. Pe aceeași scenă. L-am cântat împreună pentru că... În concert. În concert. Un om când se duce acum, tu și cu cine am cântat? Cu cine? Cu Loredana. Foarte bine, foarte frumos. Da, dar Loredana a cântat mai devreme. Ei, eu pot să mă lau că am cântat cu Loredana pe aceeași scenă, în aceeași zi, la același concert, a fost invitat special. Da, știu. Și a ridicat și sala în picioare. Știu, la sala Palatului. Așa. Băi, să ne lăudăm, să spunem, bă, am făcut. Dar trebuie să ne lăudăm, mă, că dacă nu ne lăudăm noi, cine ai să ne posibilitatea lăudăm? Să te uiți pe YouTube, da, pe internet, băi, să vezi toate să chestii. Ceva. I-am spus cuiva să se uite pe Wikipedia, să vadă cine sunt. Așa. Nici în ziua de azi nu s-a uitat. Da. Asta e, Aurele, vezi? Deci am făcut ceva. Eu, bunicul meu, când am crescut eu așa un pic mai mărișor, mi-a zis, ține minte ce-ți spun. Totdeauna era un sfătos, așa, știi? Băi, când faci ceva, gândește-te să rămână în urma ta palpabil. Mulțumesc. Eu atunci n-am înțeles ce înseamnă palpabil, Aurele. Mamă, ce înseamnă palpabil? În sfârșit, caut pe index, găsești ce înseamnă palpabil, da? Bă, dacă stai să te gândești că multă lume, restul populație, da? Palpabil. Bă, ai lăsat ceva. Mahalara e banda. Cel puțin din 99 de când am intrat, sau 2000 de când am intrat eu în posesia acelui, a fost CD-ul Maro, care erai numai tu. Așa. Am mai primit o compilație în care cred că erau și Șaban și toți și aveai și tu o piesă acolo. Nu mai mi-aduc la aminte. Era și Taraf, era da. Și Taraf Duhaiduc. Uh-huh. Așa este. După aceea ai scos asta cu reghe. Da. Da? Și ai mai scos un CD tot la îndemnul Ghetto meu. Blaster. Nu, și în România ai scos un singur CD la îndemnul meu. Da, da? Într-adevăr, așa este. Deci, comparație, vorbeam de comparație, da? Afară ai scos 4, în România 1. Percepția? Mamă, vrem mahalarea banda când ne scoală în picioare. Asta e. Și atunci, dacă noi nu ne lăudăm, atunci dacă cine? Nu eu, atunci cine ce-ar da? Băi, nu e neapărat vorba de laudă. E vorba, cum ai spus și tu, da? Deci aici vreau să te aduc ceva palpabil, să rămână. Dar acel palpabil este numai în momentul când faci un lucru de calitate. Da. Dacă totdeauna încerci să copiezi, dacă totdeauna încerci să... Bă, eu știu că Uniunea Compozitorilor, Cristi, dacă greșesc... Te lasă, eu așa știam, că te lasă 8 măsuri să copiezi. Dintr-o altă piesă, 8 măsuri. Maximum 8 măsuri, parcă. 8 măsuri era maxim. 16, dar... Mă rog, 16, da. 8-16, dar să... Băi, poți să, să copiezi și 16 piese, măsuri de la tine din piesă? Nu mai spun că cu această mahala jazzcă cu care vreau să terminăm acest prim podcast, așa, da? Mi-a fost blocată pe YouTube. Vezi, dacă piratezi... În cauza ta. Afară sunt alte legi. Aici, știu că sunt alte legi.
aici profităm de ocazie, da, că suntem cunoștințe, că suntem prieteni, că nu știu ce. Păi eu de regulă și așa fac peste tot unde mă duc, da? Am un playlist pe care semnez. Da? Păi eu mă duc la eveniment, mă vezi acolo și tu cânti mahalageasca, chibori, soloparati, ptobaș. Păi sunt și eu aici, prieteni. Dar pe astea le-am țâriat și noi. A, mulțumesc mult. Și radio. Atunci, dacă lumea te fură și te copiază, mă, orele, mă. Păi de să bagi mâna în buzunar. Să bagi mâna în buzunar. Cu drepturile de autor, lasă. Mulțumesc. Mai avem de muncit vreo 10-20 de ani. De mai zic, mulți da? Stângurile de autor. Da. Ce să spun, mulțumesc frumos, Aurel Ioniță de la Clijan. Sper că te-ai simțit bine. Prima emisiune la un ceai cu rom. Tu este o piatră în gură. Sau o gură de ceai. Luăm o gură de ceai. Uite că nici ceai nu mai avem. Mulțumesc Cristi Bagiac. Mulțumesc băieți. Mulțumesc echipă. Mulțumesc și echipa din regie. Și hai să ne distrăm un pic cu mahalageasca. În formula restrânsă. În formula restrânsă. Da. Eu îți mulțumesc de invitație, onoare și o plăcere. Și dacă am mai folosit așa jargonisme cu bă, cu mă, cu știu ce... Aici e voie. E voie, dar... Nu, eu îmi impun ca toți invitații pe care i-am de acum înainte să nu înjur. Pentru că eu am avut un profesor foarte bun care s-a numit Jean Constantin. Și filmam cu el și la un moment dat eram foarte... cu de toate, așa... Și m-a întors și a zis, aia echipa. Și erau vreo 40 ceva de oameni. De ce vrei să râdă oamenii aia de tine? Și el avea o chestie când uita din text, Dumnezeu să-mi el făcea nu știu ce zicea, că nici eu nu știu ce zic. Dar am încercat să-mi bag chestia asta. Când sunt foarte, foarte, foarte nervos atunci în jur, nu mai mă controlez. Da? Deci vreau să vedem dacă invitații care vor urma, chiar dacă zic, mă rog, ce or să zică, treaba lor. Dar eu o să zic în continuare. Înainte de a asculta mahalageasca, Aurele, pentru că ai acest sacâz, da, uitați, sacâz foarte interesant, m-am gândit să-ți fac cadou un sacâz. Îți mulțumesc. Sacâzul ăsta e de la bunicul meu moștenire, are 150 de ani, da, care mi-a spus tot așa, bă, de la omul al dracu, ia ce-ți dă. Nu plec cu mâna goală de la tine de la emisiune, îți mulțumesc mult. Mulțumesc. Chiar aveam nevoie de sacă, să știi. Da, îți mulțumesc, Vali, și voi încheia cu emblema mea. Te rog. Cristi, ne vedem săptămâna viitoare. Doamne ajută.